Locuitorii din stânga Nistrului vor putea în continuare traversa frontiera moldo-ucraineană cu mașini cu numere transnistrene. Autoritățile de la Chișinău și Kiev au convenit să amâne aplicarea interdicției care urma să intre în vigoare în 15 ianuarie. Potrivit premierului interimar Aureliu Ciocoi, cele două state urmează să stabilească un nou termen pentru introducerea restricției. Era incertitudinea, va fi, nu va fi guvern, respectiv s-a decis să amânăm un pic, o săptămână, două, anunțul oficial. Guvernul între timp a plecat în demisie, suntem cu mandat interimar la ora actuală. Din acest considerent s-a decis amânarea, nu cu mult, nu vreau să dau acum data exactă, dar credeți-mă, nu va fi mult timp amânată aplicarea acestui exercițiu, urmând ca să convenim cu partea ucraineană exact data. Am încercat să aflăm dacă subiectul a fost discutat la întrevederea șefului statului Maia Sandu cu omologul său ucrainean Vladimir Zelenski în cadrul vizitei la Kiev. Consilierul prezidențial în comunicare, Sorina Ștefârță, a spus că trebuie să se documenteze și, deocamdată, nu ne poate oferi un răspuns la această întrebare. Joi, printr-un comunicat pentru presă, Ministerul de Externe a precizat că a solicitat această amânare întrucât nu au fost întreprinse măsuri suficiente pentru a informa cetățenii din stânga Nistrului despre noile reglementări. Anterior, deputatul Platformei Demnitate și Adevăr, Igor Munteanu, a scris pe Facebook că această solicitare este lingura de dohot aruncată în relația cu Kievul. Potrivit parlamentarului, subiectul trebuie discutat la ședința Consiliului Suprem de Securitate. Din 2018 și până în prezent, două oficii ale Agenției Servicii Publice din Tiraspol și Râmnița eliberează la alegerea benevolă a șoferilor numerele de înmatriculare neutre, care conțin 3 litere și 3 cifre. Pentru a ieși de pe teritoriul Republicii Moldova, pe sticla din spatele automobilului trebuie să fie lipit stickerul MD. Datorită plăcuțelor de înmatriculare neutre, șoferii din stânga Nistrului sunt admiși în traficul internațional fără niciun impediment.